data asta la natură și aventură. Am venit din nou la observațiile urși. Am mai fost o singură dată. Nu ne-au ieșit lucrurile cum am fi vrut. Am văzut ceva urs, dar foarte slab. Aproape pentru neric. Am o întâlnire cu Filaret. Aici pe Ortoaia. Așa se numește drumul ăsta lateral pe care am luat-o. Deci de pe Valea Negrei am luat-o stânga pe Valea Ortoaia. Și scrie aici drumul forestier Ortoaia, unde știu că există o ursărie, așa îi spun ei. Practic un punct de observație la urs, unde ei dau să mănânce acum primăvara porumb, toamna le dau mere, prune, le place foarte mult. Eu o să iau pe drumul forestier Ortoaia, undeva trebuie să văd mașina lui Filaret, care zicea că se duce să mai observe ceva ciute, ceva cocos de munte. Ne întâlnim și mergem la punctul de observație de urs. Primăvara, uite că peste noapte a venit din nou iarna. Acuș o să dau și de mașina lui Filaret. Sper să aflu câte ceva de la el, în sensul că să aflăm dacă sunt urși în zonă, dacă au ieșit la hrană. Eu am credința, după cum se arată vremea, că de data asta o să și vedem urs mai bine decât anul trecut. Anul trecut cu chiu, cu vai, a reușit să vedem aproape pentru neric. Acum nu se poate. Natura e mai înaintată. Mai bine ieșiți din burlogi, am prins un moment mai propice. Și sper să lămurești și niște chestii legate de atacul urșilor asupra oamenilor. Să vedeți că lucrurile nu sunt chiar așa de grave cum îndeopște susține presa. Deși suntem într-un anotimp, nici cum, adică nu e nici iarnă, nu e nici vară să fie înverzit, locurile arată mai mohorâte. E un aer foarte bun și sunt niște locuri care pe mine mă relaxează oricând vin aici. Foarte frumos. Nu vezi pe jos deșeuri, foarte curat. Apele sunt limpezi, încă e curat pe jos și apele limpezi, nu știu ce va fi peste câțiva ani. Oricum, sunt niște locuri care merită străbătute cu piciorul, mai degrabă decât cu mașina. Foarte frumos. Foarte multe doborâturi din vânt anul ăsta. Să și văd pe stânga buștenii trași din pădure. O adevărată catastrofă pentru pădure acum. Nu discutăm despre motivele care au dus la atâtea doborâturi. Să și văd aici. Se văd și doborâturi și brazi rupți. Văd mașina lui Filă undeva trebuie să fie. Ne apropiem de alminter de ursărie. El e undeva pe aici, prin zonă. Stai să-l șuier, poate. Mă aude el. Undeva o fi. Uite-l. Fila! Hei, hei! Ce cântați, măi, oameni buni! Dar ce faci pe acolo, măi? Mă, o fugări nevastă de acasă, de dimineață. Da? Dar ce ai făcut? Măi, dar uite ce ninsoare odată în dimineața asta. A, aici jos nu-ți prea cunoaști, sus e mai mare. Dar a fost frumos, măi, până acum. Când o nins? Azi dimineață. Eu sper că nu se întoarce iarna tocmai acum. Încă mai are timp, când n-o mâncat-o lupii. Urși? Sunt. Azi că mergem chiar acum să punem mâncare. Da, mă, dar dacă o nins azi dimineață, nu știu dacă le vedem. Nu le vedem urmele, dar eu ieri le-am pus un sac de porumb să vedem dacă o mâncat. Le mai duci acum? Dar cum să nu? Ce mai faci? Ce să fac? Tot pe dealuri și pe tot voinic și pe dealuri și pe munți. Mâine seara vreau să mă duc cu Florin. Să vedem la el că e cea care are niște urși care vin. Ies la Florin. Hai să mergem cu mașina. Mergem până acolo să vedem. Da. Nu se văd urmele, dar vedem dacă au mâncat, că ieri le-am pus un sac de porumb și dacă e clar că... Aha, numai bine, mai povestim despre urs și obiceiurile lor. Cum a fost primăvara asta? Frumos, de mult au ieșit urfii.
Da, păi ies de o lună de zile. Cum a fost iarnă moale? Bănuiesc că a ieșit și azi iarnă pe tot parcursul. A ieșit și azi iarnă, dar faci, au mai dat câte un frig și s-a retras. Iarăși a apărut, dar acum de o lună de zile vin regulat. Acum au nevoie multe de hrană, le dăm, îi hrănim, că e perioada când... Ce le dați? Porumb. 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 Porumb, în general. În toamnă ai avut pame? Am avut mere. Mere. Da. Le plac, da? E extraordinar de mult. Ia să vedem. Hai să vedem, să luăm și sacul. Ține tu? Iau eu, ține-o pe bagajul. Mai greu. Așa. Unde trecem apa? Uite, este. Pe aici parcă e mai ușor. Nu, am eu traseul meu. Ai tu traseul tău? De fapt, ești mai lung în picioare, poți să treci pe aici. Ai grijă să nu lungi, Dani, da? Da, ar fi bine să nu ne udăm. Așa. Hop, hop, gata. Ia opa, am ajuns. Hai, nu am mâncat chiar tot. O mai rămas. Am mâncat mult. Mânca bine. Când ai fost ieri? Ai fost pe aici? Ieri am pus, da, un sac de ăsta. Și tu pui tablele astea ca să vezi dacă vin. Și protejez mâncarea, știi, să nu ploaie. Să nu vină corbi? Să nu vină corbi, păsările mănâncă. Da. Atunci cel când vine răstoarnă tablele astea. Nu-i plac resturile? Nu prea îi plac. Adevărul e că e un animal curat. Foarte curat și pretențios. Ce sensibil. Da, am auzit și eu chestia asta, că dacă nu e în regulă, nu mănâncă. Da, face că uite, îl combin porumb de ăsta galben cu porumb roșu. Bine, nici nu le dați foarte mult, bănuiesc. Nu, că... Și în aia altă troacă punem. În aia altă văd că a mai rămas un pic. A mai rămas. Nu și... acoperim. Acoperim, trebuie pus bolovan. Pune și bolovanul, da. Așa. Na. Da, nimic. Hai, pune-mă, da. Hai că vreau să mă uit pe unde a plecat el. Dacă să văd urmele, pe aici pleacă. Da. Asta e cărarea, da, pe unde vin eu. Amândoi vin pe aici. Și femeia la cu pui și... Da, mai au o cărărușă mică pe acolo. Pe aici, da, văd. Dacă să și văd. Uite, văd și urmele. Încerc să fac o poză. Acum nu se vede foarte bine că dacă era zăpadă, s-ar fi văzut minunat. Pe zăpadă s-ar fi văzut excelent, da. Asta este urma de ursuleți. Se vede aici, se văd 1, 2, 3, 4, 5 pernițele de la labe. E cam atâta tot urma asta. Fila, zici tu că cam pe la 30 de kg, 40 trebuie să aibă. Cam atâta crezi că e într-un an, deci fiind urs de anul trecut. Din câte știu eu, la naștere, raportul dintre greutate și mărimea mamei e cel mai mic la urs. Da, păi un pui de urs când se naște are între 300 și 500 de grame. Așa o chestie. Da. Mai mic, ca un cățeluș. Da. Și mama, da, vorba aia, că poți să aibă 350 de kg. Uite, aici se vede și o urmă a mamei sau a celuilalt urs mai mare. Dar vede unde să știm. După cât e de mare, probabil ca mamei. Poate mâine seară o să avem noroc să și vedem urs. Mai ales acum cum sunt flămânzi și ieșiți, eu cred că o să avem noroc și o să-i vedem cumva. Și ăsta pe partea aia, alte bordeiul, este din care pe vremuri se vâna. Acum mai facem observații. Stăm și facem observații. Mai de mult era permisă pușcarea la nadă, s-a interzis. Pentru că e foarte mult pentru evaluarea efectivelor. Pentru evaluare, pentru observații. Dar măi, Fila, auzi, tot aud, citesc prin ziare, tot felul de povești cu oameni atacați de urși. Lămurește-mă și tu pe mine odată pentru totdeauna, ce-i cu atacurile urșilor? Adică în ce condiții un urs atacă un om? A fost ursoaica cu pui, care nu numai ea este foarte agresivă când își apără pui. Și cerbul, și ciuta, și... Și câinele. Și câinele, toate animalele au comportamentul ăsta când e vorba de pui. Și mai este ursul rănit. Care așa la fel, și da, se observă și la alte animale, și orice animal rănit, și un taur când îl tai și e agresiv mistrețul. Și deci nu are un comportament anume împotriva omului. În general, ursul fuge de om. Da, fără discuție. Chiar și ursoaica cu pui, dar rău este dacă te nimerești între pui și ursoaica. Da, de obicei fuge și ursoaica cu pui, dar dacă ursuleți începe a plânge și arăcni ursoaica, atunci sare repede în apărarea lor. Bine, tu ai mai avut, din câte știu, totuși o pățanie cu urs, mi-ai povestit mai de mult că ați găsit toată un urs prins în laț. Da.
Dar am reușit și am dat drumul viu. Dar cum i-ați dat drumul din lat? Păi ne-am chinuit mult noi acolo vreo două ori și l-am lovit cu... Am găsit o bucată de fier așa. Și am dat aici deasupra nasului și a căzut jos. A început să-i curgă sânge din nas și am desfăcut sârma aia. L-a ținut acolo jos cumva mai mult? Da, da, dar el a leșinat pentru câteva momente, a leșinat pentru câteva secunde și am desfăcut rapid sârma. A plecat, s-a uitat înapoi, nu vinea crede. S-a uitat înapoi la noi așa. Era prins de mult, poate sărac. Nu, era prins de noapte era prins. De noapte aia? Da, da, da. Alte cazuri așa, să atace ursul special, să atace omul, nu există. Nu am auzit niciodată. Nici eu din câte am citit. Mă duc să duc sacul acolo la... Ei, Fila se duce să pună restul de porumb în mașină. Mie nu-mi rămâne să sper decât că mâine seară o să ies iarăși la pândă. Poate am noroc și nu se duce zăpada, sunt mai ușor de văzut dacă nu merge zăpada. Deși nu cred, cred că se va topi. După cum se anunță, s-a încălzit destul de tare. Azi am ieșit cu aparatul de fotografiat, mâine o să ies și cu aparatul de fotografiat și cu camera de luat vederi și am credința că mâine o să vedem ceva. O să vedem urs ca lume așa, de aproape. Și o să avem tot timpul să-l observăm. În anumite perioade ale anului, care sunt propice observării de animale, încercăm să vă prezentăm animale, chiar dacă nu pe cale de dispariție în România, animale a căror efective se reduc, cum a fost capra neagră, cum a fost marmota, cum a fost lupul, cum a fost ursul. De data asta, în primăvara asta, am venit iarăși la urs, sperând că o să-l prinde mai bine decât anul trecut, care a fost un an prost pentru urs. De data asta, căldura a venit mai repede, a fost o primăvară blândă și sperăm, am venit din nou în Bucovina, și sperăm să reușim să-l surprindem. Am fost cu prietenul Florin la lup, am văzut lup, ne-a arătat lup, i-am căpătat încredere în el. E un paznic de vânătoare excepțional. De data asta ne întâlnim iarăși cu Florin Crăciun, care spune că ne va duce niște locuri în care o să vedem urși. Sper ca anul ăsta să iasă mai bine decât anul trecut. Uite, ne-am întâlnit aici cu Florin. Doamne ajută! Doamne ajută! Acum noi totuși o să mergem frumos la Bordei și o să vedem dacă vine ceva în seara asta. Am înțeles că tu ai văzut câte ceva. Trebuie să vină, obligat. Trebuie să vină. Trebuie să vină. Să sperăm că iese pe lumină suficient. Să pun mâncare permanent și vin. Hai să luăm, am înțeles că trebuie să ajungem suficient de repede, cu mult înainte de căderea întunericului, da, ca să nu ne simtă. Ziceai că ai văzut ceva. Urme mare. Florine, au trecut corbii în jos. Urșii s-ar putea să fie apărut, că sunt urși mai mulți. Urși mai mici? Mai tineri ies mai devreme la mâncare. Totdeauna așa e, nu? La urs. Urșii mai tineri vin mai devreme și după aceea, pe măsură ce vine un urs mai mare, cei tineri pleacă și ultimul piramida, cel aflat în vârful piramidei, vine mai mult. Uite ce urme sunt aici. Asta e bordeul din care am văzut și pisica sălbatică. Poate avem noroc și de data asta. Ca să fac niște probe cu camera. Crezi că deja e ora la care vin sau? Clar, putem aștepta în orice moment, zabar. S-ar putea să apară în orice moment, da? Trebuie să păstrăm liniștea și să stăm liniștiți până ajungi la... Da. La nat, la mâncare. Thank you.
uite că n-au nicio grijă. Dar nu totdeauna vine așa, așa e. Am mai avut ocazia și am văzut, dar să... erau doi uși de aceeași mărime și se băteau între ei și care cum tot vineau și luau din toată să le treceau și de cealaltă. Adică erau cât de puteri. Da. Și atunci preferau să împartă, da. Dar nu deodată. Dar spune-mi, tu ce l-ai pus acolo, porumb? Porumb. Cum le place porumb? Adevărul e că metoda asta de hrănire, acum primăvara e bună, că ies flămânziți din iarnă. Și îi ajută, mai bav, mai găsesc capată mori de lupi, mai furnici, șef, șopări liberi. Mai sapă după tubele. Da. Bine, puțină lume știe. Asta aș vrea ca să explice spectatorilor că animalul, ursul, practic, e un animal carnivor. Omnivor. Un animal omnivor care accidental mănâncă carne. Da. Doamna, le pune merii, fructii. Da, merge foarte bine, da. Da, sunt și carnivori, sunt urși mici, detalii. Sunt carnivori, atacă animale. Ursul e atent. Mai sunt și alți urși în preajmă. Da, mai sunt urși în preajmă. Urși în preajmă, da, 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 da. Hai că mai stăm, poate mai vin și alții. Gata. În picioare și lângi puternici are. Da, păi are nicio musculatură are. Brâncile sunt foarte puternice, la urmă să cu brânca omoară, practic. Mușcătura nu e așa de periculoasă cât lovitura de lovitura de brânca. Ce braț puternic. Da, ei urechile nu le-au dezvoltate, nu sunt mari. Cred că nici auzul lor nu e foarte bun. Și auzul și nici nasul. Nasul, mirosul, da. Ei așa într-un top al animalilor pădurii, cât sunt de inteligenți. Ursul e foarte inteligent. Animal foarte inteligent. Așa, ține minte. Dar dacă o pățit vă... un accident, vă... Da, vreo francident, da. Un accident, așa, el se păzește și... Dar spune-mi o chestie. Am zis că vara se întâmplă să mai atace și câte o ciută sau câte un porc mistreț. Tu ai întâlnit așa ceva? Porcii atacă și ciutele mai greu, ciutele. Fug și nu poți să fugă de ce. Da, mistrețul, mai ales mistrețul mare, e foarte periculos. Da, știu, vieră la urs. Da, vieră la urs. Deci atunci moară scroafe mai mici, probabil. Scroafe, urși. Sau cerbi, sau ciute bolnave. Sau rănite. S-a speriat de corp. Da. Dar cum e să vede sub plană musculatura? Îl simți că e puternic de la distanța asta. Uite-l cum mănâncă. Ce simpatic. Trebuie să încerc să-i fac o podă și la asta. Nu-mi vine să cred că stau aici de vreo două ore și văd venind la troaca de porumb nu unul, ci mai mulți urși. Primul, mai tânăr și mai mic, a fost gonit de cel pe care îl vedeți acum. Acesta e un mascul puternic și experimentat. De troacă se apropie un nou pretendent care însă nu pare dispus să se lupte cu namila ce se înfruptă de zor. Din păcate se lasă seara și nu mai avem suficientă lumină pentru a filma deznodământul. Ieșim din bordei și ne vedem de drum. Urșii nici nu ne bagă în seamă. Asta a fost emisiunea cu pânda la urs. Am văzut urși absolut suficienți. N-am văzut, cred că toată viața mea atâta urși cât am văzut acum. Sunt. Ai văzut că erau foarte liniștiți. Liniștiți. Și dacă nu erau lucrările care au apărut acum, de moment, avem ocazia să iasă și mai devreme. Și încă mai plindem.
și prindeam, da, pe lumină mai bună și poate că veneau și urși mai mari. Și urși mai mari. Oricum, tu când ești pe ușa bordeiului, ai văzut un lup. Lupul, da. N-am apucat să-l... Da, n-aveam cum să-l filmăm cu lumina respectivă. Bun, față de anul trecut, când am prins un singur urs pentru întuneric, anul ăsta am prins o mulțime suficient, a fost minunat. Mulțumim, cum ți-am mulțumit și pentru lup. Până se lasă seara, se lasă frigul atât de seara. Se lasă, până în zori, în gheață. O luăm, către cabană. La vârf, zăpada e din jumătate de metru. Da. Dan Păvăluiu și vă aștept data viitoare la Natură și Aventură. Până atunci, nu uitați că natura e bunul nostru cel mai de preț. Fiecare dintre noi putem face un lucru bun, fie el cât de mic. De la curățarea locului în care am luat masa la iarbă verde, până la ocrotirea florei și faunei. Numai așa putem arăta că ne pasă, dar mai ales că și noi românii ne aflăm locul între națiunile civilizate.